și-a arat grădina și a făcut o descoperire periculoasă. Un bărbat din satul Bobletici, raionul Sângerei, a găsit în propria curte două obuze de artilerie din perioada celui de-al doilea război mondial. S-a întâmplat în seara zilei de ieri, în timpul lucrărilor agricole. Imediat, bărbatul a alertat autoritățile locale, scrie Nord News. În timp ce am arat, m-au uitat în urmă, au ieșit. Mi s-a părut că e niște rădăcini de la copac. În timpul ăsta m-am dat jos, l-am apucat, m-am uitat că nu, ceva nu ieșe și trebuie. Deodată n-am știut că sunt abuzuri. Deodată am crezut că sunt niște crengi de copac. Și am luat și le-am dat într-o parte. După ce am luat una și am dat-o într-o parte, atunci ne-am dat seama că ceva nu ieșe și trebuie. Nu-i lemn. Proiectilele au fost supravegheate de polițiști până la venirea geniștilor Armatei Naționale. Am știut din bătrâni, spunea bătrânii că au fost aici lupte, au stat ruși, au stat nemți pe aici, pineva, dar imina aici, în locul ăsta, n-am știut. Am ajuns odată cu echipa polițiștilor, dumnealor au supravegheat locul până în ziua. Se vede că au fost lupte duse pe teritoriul nostru, ca așa zic și oamenii din comunitate, că au fost lupte grele. Obiectele explozibile s-au dovedit a fi două obuze de artilerie cu un calibru de 75 de mm. Aici au fost un copac din loc. Dar el l-a găsit și nu știe ce. Și bă, străga pe mine, vin și vede ce să iese, că eu am găsit două trube. Când mă uit, spun că nu sunt trube. Am arătat în grădina asta, vă 5 ani de zile și n-am dat de dânsă. Au fost pusă lângă copacul și ala ca să știe locul unde sunt. El poate să mă șebă pe desubt aici. Este o buză de artilerie. De la tun. Bătrânii spuneau că frontul a fost pe Cula și aici era apărarea rușilor. Încă la acolo, la Baranoschi, la casa și au fost tot un tun pus, spuneau bătrânii și aici, și de că se vede gine spre drujba. Nu știu ce de unde, doar de acolo de unde v-au dat. Cine știe, Dumnezeu știe de unde. În urma inspectării terenului agricol, geniștii Armatei Naționale au detonat focoasele într-un loc sigur. Ele sunt foarte periculoase, fiindcă sunt de categoria 2, de pe timpul celor de-al doilea război mondial, periculoase, așa se numesc ele. Ele nu trebuie luat de pistare, nu trebuie să-i batință, nu trebuie să-i uneșcate din loc, dus în alt loc, lor a prins focul și așa mai departe. Se vede că nu au fost trase pe țavă, ele au fost puse, cred că nu au dovedit să le trage. Specialiștii avertizează oamenii să fie foarte prudenți în cazul unor asemenea descoperiri. Sunt persoane care le iau și vor să facă diferite obiecte dintre ele, neștiind că e proiectil de artilerie. Aici e cu plată, e cu tub cartușul, este proiectil fără tub cartuș. Alții bat în trânsul și fac pentru bătut țepele. Și asta este periculos. Fiecare cetățean care depistează așa o buză, proiectile, granată de mână, nu are importanță, trebuie imediat să-l marcheze, să înștiințeze primarul, polițistul, să nu-l atingă, să nu-l miște din loc. În 2022, geniștii Armatei Naționale au deminat 668 de obiecte explozive și au lichidat peste 14.500 de cartușe.